Bună seara! Astăzi o să vorbim despre o activitate importantă în evoluția spirituală și poate că nu am vorbit atât despre ea și îmi dau seama că e nevoie, mai ales că nu prea s-a înțeles importanța ei. Și anume o să vorbim despre rugăciune. Ca să înțelegem de ce este importantă rugăciunea, trebuie să plecăm de la următoarea premiză. De la următorul lucru. Noi am greșit vis-a-vis de Divinitate. Nu o să intru în amănunte cum, de ce am greșit. Am discutat destul despre ce căutăm pe Pământ, cine suntem și care este, care este scopul nostru pe Pământ. Cert este că noi am plecat din Dumnezeu și când am plecat din Dumnezeu și am ajuns, să zicem, pe Pământ în clipa de față, mai aveam încă un moment în care trebuie să ne întoarcem în Dumnezeu. Bun. Pe tot acest parcurs, Dumnezeu ne-a dat viață, Dumnezeu ne-a dat ființă, Dumnezeu ne-a ajutat să fim, cum vreau. Și atunci, Dumnezeu este tot ceea ce este în jurul nostru. Drept urmare, știți, în orice lucru trebuie să existe un echilibru și am observat treaba asta, da? Și în cuplu, da? Ai două, un cuplu, un bărbat și o femeie. Dacă unul iubește mai mult, se produce un dezechilibru. Și în momentul în care se produce dezechilibru, apare o nemulțumire. Da? Deci trebuie să existe un echilibru, inclusiv între iubirea dintre un bărbat și o femeie. Asta se numește feedback. Deci ai nevoie de acest feedback. Ai nevoie să fii la rândul tău iubit. Evident că iubirea necondiționată, iubirea divină, este altceva. Totuși, Dumnezeu nu o să ne prenită niciodată să-L iubim. Este ea cu lege dată de Moise, cum că trebuie să-L iubești doar pe Dumnezeu, este o aberație. De ce? Pentru că iubirea nu poate fi legiferată. Nu poți să spui, gata, de mâine nu știu cine trebuie să iubească cu nu știu cine și să dai o lege. Iubirea există sau nu există. În niciun caz nu poți legifera iubirea. Legea iubirii presupune tocmai lipsa condiționării. Da? Un părinte își iubește copilul necondiționat. E al lui. Asta e. Bun, rău, e al lui. Și atunci, Dumnezeu îmi dă mie tot. Da? Iubire, sănătate, etc. Bun. Cum pot să răsplătesc eu iubirea divină? Ce pot să-i ofer eu? Jertfe de animale? Ce animale nu sunt ale lui? Să-i dezvedeam asta. Ce pot să-i dau? Banane? Piersici? Portocale? Ce pot să-i dau? Și atunci, singurul lucru care pot să-i dau lui Dumnezeu. Personal. În relația mea cu El este rugăciunea, jertfa de laudă. Se regăsește și în psalm, da? Jertfiți lui Dumnezeu, jertfă de laudă. Pentru că, de fapt, ce înseamnă rugăciunea? Rugăciunea este o energie pe care eu o întorc celui care mi-a dat energie. Este o lumină pe care eu o întorc celui care mi-a dat lumină. Tocmai asta este farmecul lui. Și atunci, eu pot să-i ofer lui Dumnezeu rugăciunea, pot să-i ofer viața mea, pot să-i ofer, eu știu, grija vis-a-vis de ceilalți, întoarcerea celorlalți la Dumnezeu, mă rog, cum consider eu să. Cu greșelile mele. Știți, numai ce nu muncește, nu greșește. Dar, ceea ce pot eu să-i ofer lui Dumnezeu și care, mă rog, nu are nicio conotație negativă în relația mea cu Dumnezeu, este rugăciunea. De asta, rugăciunea este importantă, tocmai pentru că este singurul lucru pe care eu pot să-l fac pentru Dumnezeu. Și să-L iubesc, evident. Rugăciunea este o formă de iubire. Când mă refer la rugăciune ca milogeală, mă
milogesc Dumnezeu să-mi dea. Aia nu e rugăciunea, aia e milogeală. Rugăciunea presupune recunoaștere. Rugăciunea presupune, se referă la recunoașterea Divinității, se referă la valorile ei, se referă la înțelegerea ei. Da? Din punctul meu de vedere, rugăciunea care îmi place mie cel mai mult și pe care o consider poate cea mai aproape de o rugăciune divină, este și îl recomand tuturor. Hai că știu de masă. Acatistul de mulțumire. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Este poate că una dintre puține rugăciuni în care nu găsesc conotații negative, în care nu se vorbește de rău, care tot ceea ce, orice cuvânt care iese, este pozitiv. Este una dintre rugăciunile pe care eu unul le prefer. Și atunci, evident că în evoluția spirituală este foarte importantă recunoașterea planului divin în ceea ce mă privește pe mine. Da? Este foarte importantă relația mea cu Dumnezeu. Această relație cu Dumnezeu are două aspecte. Unul, de rugăciune. Mă rog. Rugăciune. Și alta, și altul de meditație. Adică rugăciunea, să știți că are două etape. Una, în care eu mă adresez Divinității, mă conectez prin faptul că mă adresez Divinității, că vorbesc de Tată, că vorbesc de Maică, că vorbesc de Sfinți, de, eu știu, împărate ceresc. Înseamnă că mă conectez Divinității. Și partea a doua, de meditație, în care eu ascult răspunsul. Relația cu Dumnezeu este relație, nu este relație în care, în care eu doar vorbesc. Este o relație și în care eu ascuns răspunsul Divinității la rugile mele. Da? Deci e foarte importantă și rugăciunea ca legătură. Este momentul în care eu mă conectez Divinității. Este importantă și meditația. Momentul în care eu ascult răspunsul Divinității la rugăciunile, la probleme, la nevoile mele. În drumuri. Aici nu înseamnă numai că primesc. Da, Arișanu, să primești un Evo 10. Primești și îndrumare în viața ta personală, în viața ta profesională, în viața ta de zi cu zi, în perspectivă, în toate. În toate primești răspunsuri din meditație. Da? Pentru că de asta există și îngerii și ceilalți care ne ajută și ghizii din lumea cealaltă, ca să ne îndrume către Dumnezeu. Întoarcea către Dumnezeu. Celulare vine rugăciunea în vindecarea trupului, sufletului și spiritului. Păi e foarte important. Rugăciunea este vindecătoare. În primul rând, prin conexiunea la cer, prin intermediul ei, deci imaginați-vă că omul este undeva. Da? Asta e omuleț. Și Divinitatea e undeva aici. În momentul în care omul manifestă ruga și se conectează la Dumnezeu, se creează un string. O legătură cu Divinitatea. Prin intermediul acestui string, da? Automat se duce rugăciunea, dar automat vin și energiile divine. Energiile divine care vin de la Dumnezeu în momentul rugăciunii. Deci simplu fapt de a te ruga te încarcă pozitiv cu toate energiile și informațiile specifice și necesare vindecării. Deci rugăciunea este foarte importantă în vindecare. Pentru că noi putem fi sănătoși în Dumnezeu, nu în afara lui Dumnezeu, pentru că sănătate, fericire, bucurie presupun existența în Divinitate, nu în afara ei. Deci, automat, în momentul în care mă rog, primesc energiile vindecătoare pentru toate nivelurile, că e vorba de mental, că e vorba de suflet, că e vorba de fizic, le primesc în aceeași cale, prin intermediul rugăciunii. Până și terapeuții. Terapeuții, chiar dacă, să zicem, unii nu prea se roagă, ei devin canale sau sunt canale pentru că au făcut asta altă dată.
Mulți dintre terapeuții de azi sunt sfinții de altă dată. Ăștia cunoaștere. Și au moarte de pe aici. Bun. Este mai rugăciunea cu voce tare sau nu? Păi, haideți să vă explic un lucru. Rugăciunea este rugăciunea din minte, din gură și din suflet. Și mai este rugăciunea de la nivel de sine. Deci aici sunt trei etape. Dacă ar fi, mă rog, vine invers. Aici nu e minte. Gură e gură, minte, da? Deci gură, care implică fizic, minte, care presupune rugăciunea în gând, da? Rugăciunea din suflet și rugăciunea de la nivel de sine. Astea sunt treptele profunde ale rugăciunii. Evident că, în momentul în care eu mă rog, asta, asta are altă putere. Pentru că intervine și planul fizic, și planul mental. Adică și câmpurile astea. Dacă fac și gură, și minte, și suflet, am trei planuri. Deci e plus. Și dacă fac și de la nivel de sine, am toate planurile. Deci, în momentul în care mă rog cu toate, este rugăciunea completă. Pentru că folosesc cuvântul exprimat presupune energie de la nivel fizic. Și atunci, automat, are altă putere de care, decât dacă când mă rog. Bă, dacă eu zic, vă impresionează cu ceva? Și am zis în gând. Evident, Dumnezeu ne aude. Dar până și componenta fizică are puterea ei. Deci o rugăciune care este făcută, că am auzit treaba asta, să face din gură, să, adică te rogi cu voce tare sau nu te rogi cu voce tare. Dom'le, rugăciunea cu voce tare are altă putere decât dacă este făcută din minte. Orice invocare, orice rugăciune are altă putere. Indiferent că e pozitivă sau negativă, mă refer la blesteme sau ceva, pe ce te blesteamă cineva din gând? Sau zice cum? Plus că în momentul în care folosesc gura și mai degrabă dau drumul la suflet decât dacă folosesc doar mintea. Că sufletul este conectat la gură. Că ce spune Mântuitorul? Mântuitorul spune cererea ale voastre din, pe gură, da? Din suflet ies. Deci automat când te rogi din, cu gura, iese și rugăciunea din suflet. Deci una dintre formele de rugăciune din suflet este folosirea cuvântului. Da? Mă refer la cei care se cântă la strană, la preot. Ei își folosesc automat sufletul. Da? Dar asta nu înseamnă că nu pot să mă duc acasă și să mă rog și cu gură. Că nu trebuie să mă rog să mă audă tot blocul. Dar pot să spun toată nostru care știu ce răspunzească să mai tău în frăția. Are altă, cuvântul are altă putere decât gândul. Binecuvântarea mesei de către preot, păi ce se face în gând? Sau spune, Doamne, se Hristoase așa cum e bun, binecuvântat nunta din Cana, binecuvântează bucatele noastre. Deci, automat, cuvântul are altă putere asupra materiei decât gândul. Cuvântul înseamnă deja exprimarea gândului la nivel de materie. Deci, cuprinde toată energia. Evident că este mai importantă rugăciunea și din minte, și din gură, și din suflet. Decât restul. Cum ne putem ruga corect? Cum ne putem ruga din inimă? Păi, rugăciunea din inimă, că din inimă presupune o metodă. Și această metodă, să știți că este, a fost și este folosită de rugăciunea isihastă. Și pentru cine n-a citit, una dintre cărțile ortodoxiei, poate cele mai frumoase, apropo de viața unui om obișnuit, se numește Pelerinul Rus. Și este vorba de un pelerin, evident rus, care dobândește taina aceasta rugăciune din inimă. Este foarte importantă. O să vorbesc despre ea, dar n-aș vrea că la un moment dat să cădeți în păcatul mândriei. Pentru că de multe ori rugăciunea și obținerea anumitor lucruri prin rugăciune, gândeam undeva pe la mândrie și nu e atât de bine. Bine, te zmerește Dumnezeu, nu-i problemă. Deci, pelerinul rus. Și aici se vorbește despre următorul aspect. Că rugăciunea
ca să fie făcută în inimă, din inimă presupune să. Și anume, să fie făcută, este Doamne Iisus Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-mă. Nu sunt de acord cu miliește-mă pe mine păcătosul, pentru că asta mă duce tot timpul cu ideea de păcat și este o conotație negativă. Și atunci, prefer Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Da? Și se face. Doamne Iisuse Hristoase pe inspir. Deci Doamne Iisuse Hristoase, inspir, miluiește-mă, expir. Cu următoarea intenție. Și anume, coborârea privirii în inimă, ca organ. Și se începe cu imaginarea organului inimă. Da? Mă imaginez o inimă cum bate, pe măsură ce îmi imaginez și vizualizez inima cum bate, mă duc în mijlocul inimii mele. Și în momentul în care mă duc în mijlocul inimii mele, de fapt sunt în mijlocul sufletului meu. Iar sufletul, că de asta este importantă rugăciunea din suflet, mintea nu este conectată direct cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a oferit liber arbitru. Și nu o să vă cutrobuie prin creiere. El nici nu intuiește ce gândiți. Dar nu o să stea să asculte în fiecare zi ce gândiți voi. Pentru că Dumnezeu are bun simț, spre deosebire de alți oameni. Și atunci El nu o să cutrobuie mințile voastre să vadă ce gânduri ascunse aveți. Da? Dar sufletul este legătura noastră directă cu Dumnezeu. Deci, tot timpul, prin intermediul sufletului, noi suntem conectați direct la Divinitate. Și atunci, evident că telefonul roșu al meu cu Dumnezeu, ce este? Sufletul. De asta e important sufletul. Și pierderea sufletului mă face să-mi pierd conexiunea la Dumnezeu. Pentru că sufletul, sau SN-ul, automat îmi dă și conexiunea cu Dumnezeu, și protecția divină, și drepturile divine, și multe alte. Și atunci, se coboară privirea, da? În inimă. Mă gândesc și în momentul în care mă vizualizez pe mine însumi. Sunt tehnici. De exemplu, Daniel Walker avea tehnica să te duci în cristal. Nu e vorba să te duci în cristal, e vorba să te duci tu în inima ta, în sufletul tău. Și în sufletul tău să faci rugăciunea. Și în momentul respectiv, rugăciunea ta este direct în Dumnezeu. Și pur și simplu se coboară inima, ochii, se închid ochii, se coboară ochii în bărbia în piept, ochii se duc înspre inimă și automat concentrându-te pe inimă, ești în organul numit inimă. Vechii călugări așa făceau. Nu îi vedeai pe ei stând la strană, stându-se, vadă lumea în față. Cei care erau cu adevărat în duhovnicii se duceau frumos în fundul bisericii, exact la intrare, cât mai departe, într-un colț retras liniștit, întunecat, cu mătănile în mână și numărau Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, cu ochii ațintiți în inima lor. Și asta era rugăciunea în asta. În momentul în care te rogi în inimă, există șansa să se deschidă poarta inimii. Deci există un centru energetic al inimii care se deschide către Dumnezeu. Eu am studiat treaba asta. În momentul respectiv se poate întâmpla să-ți vină un înger acolo. Drăguț este că în momentul în care primești acest înger, îngerul începe să roage și el. Și în momentul în care începe să roage, este să destul să spui atât, Doamne, să fie Dumnezeu, miluiește-mă. Și în momentul respectiv, începe să facă inima. Și începe să roage în inima. Dar evident că nu pot să spun că este foarte plăcut. Pentru că nu mai poți să faci nicio activitate dacă în capul tău sună tot timpul, Doamne, să existe să fie Dumnezeu, miluiește-mă. Da? Adică mai ai și altele de făcut. Pe lumea asta, nu numai să te rogi. Mă refer la oameni care au o viață obișnuită. Când ești călugăr, evident, merge. Poți să numeri lumânări. Poți să pui tămâie în timp ce faci treaba asta. Sau poți să aprinzi candele. Dar dacă ai alte lucruri care necesită atenție, nu poți efectiv să fii atent. Adică se mai întâmplă. Și atunci, mă rog, mie, când mi s-a întâmplat o chestie de genul ăsta, m-am rugat pe îngerul respectiv, tot de la Dumnezeu, că eu am și alte treburi de făcut. Era medic și mai trebuia să fac și alte. Bun. Este un dar, dar nu asta este cel mai important. Să încerc să vă explic. Nu e important să obții darul rugăciunii din inimă. E un dar, dar nu este totul. Este o cale către Dumnezeu, dar nu este totul. Da? De ce? Până și Părintele Cleopa spune că la un moment dat pe calea rugăciunii inimii se poate întâmpla inclusiv să găsești ceea ce se cheamă demonii teologi. Adică cei care știu foarte bine în Biblia. Da? Deci sunt multe pericole pe treaba asta și eu zic să nu vă bazați numai pe voi și să întrebați când dați de unele altele. Mă refer inclusiv la faptul că se roagă inima fără timp. Da? Deci, ca să înțelegeți. La un moment dat a venit la mine o femeie și zice, Doamne, doctor, eu nu știu cum să mă rog.
Și am zis, băi, dacă, să zicem, există o rugăciune de nota 10, cam de cât se roagă Doamna? Și era de un 3. Zic, și atunci m-am măsurat și pe mine. Zic, dar eu de cât mă rog? Și era așa, de un 6. Aolea! Cum adică, mă rog, de 6, eu care eram? Mă rog. Știți, te mai ia de cap. Înțelepciunea și orgoliu. Și zic, hai să vedem unde greșea Doamna. Doamna se greșește, se ruga doar din minte. Da? Și atunci i-am explicat treaba asta. Cum să-și coboare, cum se gândească la inima ei, cum se gândească la sufletul ei în timp ce se roagă. Sunt rugăciunea la începătoare. Doamne, binecuvântat este Dumnezeu, nu sună acum și prea și în veci veciun. Și în momentul respectiv îți cobor mintea în inimă. Da? Centrul ăsta energetic, adică centrul ăsta de putere, se duce în inimă. În Qigong există cei trei centri de putere. Da? Care pulisează pe un canal central. Și există chiar o meditație în care centrul ăsta se duce în inimă, centrul ăsta se duce în inimă. Și aici se formează un tot. Abia atunci ar trebui începută rugăciunea, da? Bun, că trebuie să se fac meditații. Asta e în perspectivă. Dar, coborârea minții din inimă e foarte simplă și accesibilă totui. Oricui, mă gândesc la inima mea, ca organ, mă duc în mijlocul ei cu mintea și acolo mă rog. Și deja, la nivelul ăsta, în momentul în care ți-ai unit mintea cu sufletul, este o rugăciune de nivel 7. Adică micuță. Pentru că, ca să fie cu adevărat valoroasă și ca să fie cu adevărat cum trebuie, rugăciunea trebuie să se facă în momentul în care cei trei centri de putere se transformă într-o sferă. Și atunci este rugăciune de nivel 10. Mă rog, astea sunt studii. Dar eu v-am deschis mintea special ca să înțelegeți și special să înțelegeți că există o rugăciune de calitate. Și rugăciunea asta de calitate este dată de rugăciunea multă. Rugăciunea multă duce la rugăciunea de calitate. Așa că eu n-am nicio problemă să citiți acatiste, psalmi, ce vreți voi. Dar să nu uitați că în perspectivă trebuie să ajungeți la o calitate a rugăciunii. Calitatea rugăciunii, știți cum se manifestă? La un preot este precum o panglică albă care se duce către Dumnezeu. Fără să fie întrerupt la niciun gând. Da? Evident că la început se ia mintea în valul, da? Și apar. Da? Dar pe măsură ce persiști în rugăciune, la un moment dat ajungi să ai o panglică astfel de lumină care este neîntreruptă. Aia este rugăciunea de calitate. Este important să ne rugăm la Maica Iisus, la Sfinți și la Dumnezeu? Domnule, ideea este în felul următor. Evident că pentru mine Dumnezeu și Maica Domnului sunt pe aceeași poziție. Da? Și de sub sunt Sfinții, Maica Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu. Da? Evident că Sfinții sunt undeva mai jos. Când se fac rugăciunile, în mod normal ăsta e un șorul, nu este firesc să se facă pe măsură ce mă duc către Dumnezeu. Și atunci, primul pe care îl întâlnesc, cine este? Îngerul meu păzitor. După aia pe cine întâlnesc? Puterile cerești. După aia pe cine întâlnesc? Pe Sfinții. Și după aia pe cine întâlnesc? Pe Fiul lui Dumnezeu, care a venit pentru mine și este Mântuitorul meu personal și este Cel care mijlocește, eu știu, mântuirea mea, că așa am ales și pentru asta a venit. După aia, Maica Domnului, pentru că ea este ascultătoarea tuturor păcătoșilor și nu, orice rugăciune care se făcute către ea ajunge la Dumnezeu și după aia Dumnezeu Tatăl. Da? Deci asta ar trebui să fie aia. Cum să vă spun eu? Și e fine să fie așa. Păi nu mă duc mai întâi la portar, după aia nu mă duc la serviciu, nu știu de care, și n-ajung la sfârșit la director, mă duc direct la director, eu sunt mega. A, când ești la nivelul directorului, da! Dar nu suntem. A, ești fiu de Dumnezeu? Go for it! Poți să te duci direct. Dacă suntem oameni pe pământ, larve, în trupuri umane, mergem treptat. Ok? Deci, cam asta. Și atunci, automat, prima mai rugăciune către Îngerul Păzitor, după aia către puterile cerești, după aia Sfinții, după aia Maica Domnului, după aia Dumnezeu Tatăl.
Putem să folosim rugăciunea altora sau pentru alții? Evident că putem să ne rugăm și pentru alții. Și e foarte bine. Pentru că în momentul în care te rogi pentru alții, automat există o energie care se duce de la tine, la Dumnezeu, pentru omul respectiv. Dacă se mai roagă încă unul pentru el, se mai duce o energie. Deci, automat, feedback-ul ăsta îl face să fie ajutat. Da? El primește ajutorul tocmai pentru rugăciunea voastră. E ca în viață. Evident că ai 4 copii. Unul a greșit. Dom'le, dacă te roagă ceilalți 3 să-l ierți, parcă e altceva. Și dacă noi suntem așa, poate numai Dumnezeu este bun. Există diferență între rugăciunea unei persoane ortodoxă și a unei adventiste sau de altfel? Dom'le, evident că nu. Știți, întâmplarea face că eu am trăit și printre adventiști, și printre baptiști, și printre pentecostali. Și, adică eu am... Și vreau să vă spun că printre ei sunt mulți, cu mult superior ortodoxilor. Deci ceea ce te face apropiat de Dumnezeu, sau ceea ce... Ceea ce face pe un om să aibă o anumită calitate a rugăciunii, nu este religia din care face parte. Ci relația lui personală cu Dumnezeu. El poate să fie musulman, poate să fie yoghi, poate să fie... Eu am rămas surprins de un... era un budist japonez și l-am văzut rugându-se. Dom'le, vibra tot în jurul lui. Vibra tot. Era îmbrăcat în alb. Ne-am făcut niște poze. Deci în momentul în care a început cu... Dom'le, s-a făcut curățenie în jurul lui. Și noi avem ce treabă. Creștinismul, cu ortodoxie. Dumnezeu e același pentru toți. Când noi l-am împărțit în... Aia e partea a doua. Dar Dumnezeu este același pentru toți. Ok? Deci ceea ce face ca un om, ca rugăciunea unui om să fie, hai să zicem, superioară altuia, nu este religia din care face parte. Că e baptist, că e pentecostal, că e adventist, că e ortodox, n-a început, că e catolic. Ci modul cum o face. Persoana. Persoana e importantă, nu religia. Păi nu sunt o grămadă care se roagă. Poți să rogi cât vrei. Și există o pildă ortodoxă și am dat-o de 1000 de ori. Negri cu suflete albe. Da? Și este pilda episcopului care s-a dus să creștineze negri. Nu e. E omul. Omul. Nu ritul din care face parte. Așa că nu vă mai lăudați că sunteți ortodoși, că mie-mi e dracu din vă păștea, că noi suntem ortodoși, noi suntem drept credincioși, noi suntem buni cu sufletul. Ăștia vor să fie primii. Păi și prin asta se aleargă unii pe alții. Că habar n-am pe ce nu lucrez. Da? Putem să-i lăsăm. În pace. Ce ne ajută să depășim durerea sufletească pentru a merge înainte? Rugăciune. Durerea sufletească, durerea sufletească, asta este sufletul. Durerea sufletească înseamnă asta. Asta înseamnă durerea sufletească. Mi-a spart cineva sufletul. Mi-a rupt sufletul. Și mai apare o gârmă negativă, așa. Auzi, nu-i destul că te rănește, să mai pănești un pic ceva. Deci asta e durerea sufletească. Și atunci ce se întâmplă? Vindecarea vine din curățare. Și aducerea sufletului înapoi. Care s-a pierdut din cauza că noi permitem pierderea acestui suflet. Nu e de vină nimeni altcineva când ne rănește. De ce? Noi suntem răniți în momentul în care considerăm că alți oameni trebuie să facă un anume lucru pentru noi. Când ceilalți oameni fac ce știu ei, că atât îi duce capul, atât i-a dus pe ei capul. Poți să superi pe cineva că e prost? Nu poți. Bun. Și în momentul în care tu te superi pentru că el e prost, supărarea, mâhnirea, este, de fapt, momentul în care ăsta vine și ți-a ocupat de suflet. Pentru că tu ai permis mâhnirii să vină în suflet. Și el îți ia ocupat de suflet. Nu ăla care te-a rănit. Nu ăla atât a știut. Asta este interesant la jocul ăsta vieții. Cineva, el nu face decât ce poate el, mă, și ce tot ce pe capul. Poți să te superi, dar te superi degeaba. Atât aduce. Atât poate.
Bun. În momentul în care tu te-ai supărat, de fapt a venit demonul. Ți-a zis... Și ăsta vine și prin prieteni, și prin părinți, și prin iubiți, și prin toată lumea. Și în momentul în care te-ai supărat, tu de fapt, cu bună voie, ți-ai dat o parte din sufletul tău. Suflet pe care poți să-l recuperezi doar prin rugăciune și post negru. Bă, copii! Postul. Nu e postul ortodox sau postul catolic. Alea sunt povești. Postul adevărat, în Biblie, nu există post cu salam de soia, cu hârnaț de soia și cu cașcaval de soia. Apostolii mâncau boabe de greu și le-au spus evreii, dar de ce ucenicii tăi nu postesc? Oare se cade să postească ucenicii atâta timp cât mireanul este între ei? Așa a zis Mântuitorul. Deci ideea este, postul adevărat nu e că țin și mă îmbui cu fasole și... Da? Deci e postul negru. Postul negru curăță sufletul. Exemplu. Iisus Hristos. Moare Ioan Botezătorul. Că mâine e tăierea capului. Moare Ioan Botezătorul. Și s-a mâhnit în inima lui. Deci până și el a pierdut în momentul respectiv. Și s-a dus în pustiu. S-a dus în pustiu să ce? Să se roage și să postească ca să-și facă sufletul. Orice durere sufletească, țineți minte, orice durere sufletească, personală, nu este vina cuiva. Înseamnă că eu nu am înțeles ceva. Exemplu. Dom'le, dacă vine cineva și te ciupește, ce-i de înțeles? În afară de faptul că ăla mă rugă cu capul. Că pe mine mă doare. Că undeva e ceva, o problemă. Că e o problemă și că trebuie să-mi văd de problema asta. Așa e și cu sufletul. Dacă pe mine mă doare sufletul, trebuie să văd de ce mă doare sufletul. Și atunci, vindecarea vine prin rugăciune. Rugăciunea este o parte a vindecării. Dar și postul negru. Pentru că eu trebuie să-mi răscumpăr sufletul de la cel care mi l-a luat, respectiv răul. Ok? Deci, rugăciunea, da, este importantă și pentru recuperarea, refacerea și vindecarea sufletului. Ok? Iar pentru depresiv, recomand rugăciunea Sfântului Serafin de Sarov. Serafin de Sarov. Umple de bucurie inima mea Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei, mâhnirea păcatului pierzând. Iar Serafin de Sarov o repeta de nenumărate ori, până când îi se liniștea sufletul. Da. Mai departe. Ce face ca rugăciunea unui om să fie mai bine primită decât a altuia? Să știți că sunt foarte multe componente care fac ca rugăciunea unui om să fie mai bine primită decât a altuia. Există o pildă, pilda a doi puznici, în care unul moare, mă rog, ajunge la Dumnezeu, și unul era pe pământ și se ruga pentru ceva. Și ăla din cer se ruga pentru opusul a ceea ce se ruga ăla de pe pământ, și el de pe pământ se ruga pentru, mă rog, altceva. Și Dumnezeu îi zice celălalt, tu ești la odihnă și, drept urmare, mă voi asculta de rugăciunea celui de pe pământ. Deci e foarte importantă nevoința, se numește. Nevoința unui om. Nevoința unui om pe calea spirituală presupune cât efort depune omul ăsta pe calea spirituală. Mă rog. Tatăl nostru. Da? Postez. Cârnați. Fasole. Da? Propovăduiesc. Modul cum propovăduiești. Ce propovăduiești? Și atunci, nevoința asta este dată de rugăciune. Penitența. Post. Mătării. Orice efort pe care un om, cercetarea celor sfinte. Ajutorarea celorlalți.
La un moment dat, într-o carte, am scris că eu sunt cel mai bun. Și mă sună cineva. Doctor, chiar așa să spuneți că ce sunteți cel mai bun? Da. Da, zic. Păi ce a zis că sunteți cel mai bun? Că... Doar zic. Doar tu ai citit mai departe ce scrie. Am zis că atâta timp cât fac astea, inclusiv emisiunea asta, trebuie să mă întreacă cineva ca să fie mai bun ca mine. Eu nu am făcut-o ca pe un, orgoliu. Eu am zis-o pentru elevii mei ca să înțeleagă. Dacă vreți să fiți mai buni decât mine, trebuie să faceți mai mult decât mine. Asta am zis-o pentru elevii mei. Și n-am zis-o numai eu. A zis-o chiar și Hristos. Hristos a zis-o. Clar. Dacă vrei să fii mai bun, ce spune la un moment dat? Știți că mie îmi place de apostol, cât de uman pot să fie. Nici nu, cum să spunem, nici nu murise bine. Da? Și întreabă la cine cere taină. Care dintre noi o să fie mai mare? Bă, și erau apostoli. Mă lăsa, deci apostoli umani, ca orice om. Da? Că asta e și la noi. Și întreabă apostol, care dintre noi o să fie mai mare? Și atunci Mântuitorul spune, cel care vrea să fie mai mare, să fie slujitorul tuturor. Bă, slujitorul tuturor presupune să-i slujești lui Dumnezeu prin rugăciune, să slujești oamenilor prin eforturile tale, să ții post nostru, să slujești lui Dumnezeu prin post și prin post automat treci peste demoni, să slujești, să-ți stăpânești corpul prin mătănii, să cercetezi asta ca să poți să investi pe alții, să-i ajuți pe ceilalți când au nevoie de ei, chiar și fără să știe. Se poate și asta. Nu poți să ajung cu cunoaștere un om, dar poți să postez pentru el un om. Pot. Am voie să postez pentru un om. N-am voie să intervin cu cunoaștere, cu lumină, cu la, cu lup, fără acordul lui. Corect. Dar pot să postez cu el până când își revin. De ce? Că așa vreau eu. Și e dreptul meu. Da? Și atunci, această nevoință face ca un om, ca rugăciunea unui om să fie mai bine primită decât altul. Păi Părintele Arăgatul. Părintele Arăgatul se trezea la 6-7 sau când se trezea, își făcea canonul lui, începea rugăciunea pentru oameni, stătea de vorbă cu oameni și spovedea, avea, mânca pe la 12 sau la cât mânca el, după care iar făcea rugăciunea, sau înainte, nu mai știu exact, și iar vorbea, și iar așa, și iar făcea rugăciunea pe la 12. După care își făcea canonul și se culca. Părintele Visarion, de la Clocociol, care a fost un mare duhovnic și nu s-a vorbit despre el ca de alții. Cu mult mai mare decât alții. Așa, ridicați în slăb pe toate televiziunile. Ei, Părintele Visarion avea program, se trezea la 6, făcea utrenia. Da? Își făcea canonul, făcea utrenia, intra la spovedanie, el mânca la 4, timp în care spovedea până la 4, la 4 mânca, începea să spovedească din nou, la 9 seara făcea vecernia, se ducea și făcea canonul, la miezul nopții făcea miez noptica. Și nu, și făcea, dimineața făcea liturghia, scuze. Făcea liturghia. Ăla e canon. Și mulți sunt gărgăuni în cap. Păi evident că rugăciunea unei că e alta primită decât unei că Doamne, dă-i și mie. Dă-i și mie. 50. Așa că lene! N-ai nicio treabă cu nevoința. Cu nevoința, nu cu nevoința. Da? Nevoința presupune să fac ceva pentru ce. Care este importanța rugăciunii? Foarte importantă. Iar revenim la importanța rugăciunii. Aici am rugat eu pe cineva să țină minte. Există o pildă foarte frumoasă apropo de rugăciune. Am fost la un stagiu. Și eu îmi doream așa să devin campion. Mai avem și noi vanitățile noastre. Și era sensei Casoia, centură neagră, nu știu cât, dar n-am mai povestit eu despre el. Și la un moment dat, eu eram în vadă, și vine la mine să uită și îmi face semn că n-am șarpele Kundalini. Dintre toți, deci din 200 de ani, am văzut pe mine. Și după aia face, zice,
Bine, în engleză specifică, japonezii, vă dați seama. Zice, să roagă mulți la Dumnezeu să devină campion, dar unii mai se și antrenează. Deci nu e destul să te rogi, da? Să devii campion. Nu mai trebuie să te și antrenezi. Poți să te rogi destul să te fii sfânt, dacă nu te antrenezi. Degeaba. Mai antrenați-vă și voi. Antrenamentul se face în timp. Până și rugăciunea asta se face treptat, se face dintr-o dată. Până și evoluția se face treptat. Ceea ce nu înțeleg ortodoxii, că nu poți să faci sfânt dintr-un om într-o noapte. Că-l spargi, îl rupi în bucăți, i-ai spus, n-ai voie să fumezi. Bac, n-ai voie să faci sex. Și l-ai transformat în schizul. Scurt. Că el te crede. Bun, mai departe. Importanța rugăciunii. Domnule, rugăciunea este atât de importantă, încât există o pildă. Domnule, mie îmi place despre români, că ei nu știu foarte bine ortodoxia. Există o carte foarte importantă, după mine, și care se cheamă Minunile Maicii Domnului. Și aici este pilda unui bogătaș. Atât de importantă este rugăciunea. Și cu bogătașul ăsta, pentru bani și-a vândut sufletul. Și moare. Pa! Și se trezește în el. Și se roagă Maicii Domnului. Se roagă Maicii Domnului. Învie. Se spovedește, după care moare. De ce? După spovedare, nu mai te duci în iad. Rămâi în zona intermediară, în purgatoriul pe care nu e recunoscut de Biserica Ortodoxă, există. Și rămâi în zona intermediară. Până când? Până când îți spăsești păcatele respective. Da? Dar oricum nu s-a dus în iad. Așa că, atât de important este rugăciunea, că te poate scoate din iad. Și nu mi-am spus mai ca de câteva ori. De la nivelul meu greșește să sancționez altfel. Pot să vă spun din proprie experiență că simplu fapt îți spune Maicu, ajută-mă, când îți ajunge cuțitul la os, face minuni. Știți, la un moment dat aveam un duhovnic după intrezul soptei și zice, mă, dragă, și zic, bă, zice, da, e că ai destul de probleme, de ce te rogi Maicii să te ajute? Și eu zic, Părinte, cum să mă rog? Știți că românul, lui trebuie să-i dai o rețetă, o poezie, să o spună. Și Părintele zice, Maicu, te rog, ajută-mă. Înțelegeți? Noi avem nevoie de rețete. Nu știți să ne rugăm din suflet. Avem nevoie să folosim o rețetă ascunsă. Eu, acolo undeva ascuns, o rețetă, are deja niște rugăciuni cu un carnețel și alea le spune din când în când. Mi-am luat o dată așa de la călugări. Că, mă rog, o... femeile, în general, doamnele nu știu să-și asume anumite responsabilități. Și se duc la un moment dat și spovedesc. Și zic, Argeșanu m-a pus. Argeșanu a zis. Bun. Și se duce așa o doamnă la un preot și spune, Doamne, are Argeșanu niște rugăciuni într-un carnețel. Carnețelul ăla de pe care am citit moliftele. Doamne, și mi-a luat de la călugărie rău de tot. Deci, mi-am luat-o într-o zi atât de rău, că mi s-a făcut rău. Și m-a dus, că eu simt, și m-a dus la mănăstire. Și le-am zis, Doamne, de ce dați în mine? Că zic, nu, dar cine a dat? Dom'le, de-aia am venit aici, că altfel nu vedeam. Că vin pe... după mortăciune, vin după firul apei. Și zic, uite ce carnețel am. Moliftele sunt Sfântului Vasile cel Mare, moliftele sunt Sfântului Ioan Predicator, rugăciune din moliftelnic. Le-am pus într-un carnețel ca să nu... umblu cu moliftelnică după mine. Nu-i nevoie să dați. Că nu sunt de fier. Mă rog, am început să mă înțeleg cu călugării respectiv. Și-au dat seama că nu sunt rău. Am devenit prieteni. Da, ca idee. Apropo de ce poate face cineva când se supără pe tine. Bun. Din punctul ăsta de vedere, mă rog, mai era o întrebare, dar nu vreau să vorbesc despre ea. Dacă un demon se roagă la Dumnezeu să întoarcă la cei să dă voie, Doamne, știți că am fost surprins să văd așa ceva? M-am trezit la un moment dat. Mă rog, a trebuit să ne mai fac colecții. Și m-am dus la un moment dat într-un loc să iau o entitate negativă mare. Și drăguță era că eram foarte bucuros, pentru că asta era o entitate de luptă. Și la un moment dat îmi zice, nu te super, dar nu mă interesează să mă bat. Adică cum? Zice,
mă întorc la Dumnezeu. Zice, mi-a ajuns. Deci era o entitate care lupta semnare. Și îl întrebe Dumnezeu, cum, Doamne, se poate? Zice, dacă vrea El, se poate. Zice, păi și cum va? Zice, deschide-i poarta și lasă să vină în lumină. Doamne, deci cât era El de mare și negru, i-am deschis poarta dintre lumini. Și în momentul în care a trecut, deci un demon de la supărat, rău, în momentul în care seamănă așa un pic cu în Pirații din Caraibe, unul așa drăguț, un fel de minotaur. În momentul în care a trecut din întuneric în lumină și a lăsat efectiv pielea, ca și cum îți dai un costum de la, de, cum sunt, cum se cheamă, ăia de serie animată, ăia care merg pe stradă îmbrăcați în costum. Ca și cum și-a lăsat în costum și s-a transformat în lumină în arhanghel. Deci a rămas. Deci, da, un demon care vrea, poate să se întoarcă la Dumnezeu dacă și-a ispășit vina ancestrală. Da, se poate. Este mai eficientă terapia sau Reiki sau alte terapii dacă se folosește rugăciunea? Absolut, da. Rugăciunea amplifică orice energie care trece prin noi. Rugăciunea amplifică orice canal energetic. Rugăciunea amplifică absolut orice. Da? Și automat orice terapie care se face, mă refer terapie pozitive, da? Orice terapie care se face prin și cu rugăciune, este mai puternică. Plus că în momentul rugăciunii intervin îngerii care... este principiul. Vindecările se fac prin intermediul îngerilor vindecători. De la nivelul Mihail, Rafael, Gabriel. Da? Automat, pentru rugăciunea noastră, ei capătă puterea de la Dumnezeu să facă mai mult. Dacă nu te rogi, ai o eficiență. Dar dacă te rogi, îi capătă putere mai mare. Deci, eu am observat asta în terapie sau în inițiere. Dom'le, sunt oameni, deci faci inițiere, eu sunt același. Că într-o zi, poate că m-am trezit cu fata la ceașa, da? Și poate că nu sunt ok. Dar dacă vin mai mulți oameni la terapie sau la inițiere, vezi că unul primește mai multă energie prin tine, altul primește și mai mult, altul deloc. La unul se deschid cerurile. Deci zici că... Și îți dai seama că, de fapt, fiecare primește prin tine ceea ce merită el. Nu ceea ce îi dau eu. Pot să mă rog. Deci pot să amplific prin rugăciunea mea, ca terapeut, și ceea ce fac pentru alții. Dar, în principal, este foarte important ce a făcut el altă dată sau în viața asta, ca să primească ce ajutor de la Dumnezeu. Dar să-i trimit. Mai duceți-vă și pe la mai țineți și un post negru, mai duceți și pe la Părintele Arsenie Boga, mai duceți și pe la Arsenie Papacioc și pe la Justin Bârbur și tot așa. Pentru că acolo se mai roagă, se mai curăță, mai înțeleg despre Divinitate, despre Dumnezeu. Și în momentul în care vin automat, ei pot să primească mai mult vindecare decât dacă ar fi, n-ar face treburile astea. Deci, evident, orice terapie, Reiki, neo-Reiki, eu știu, prana nadică, este mai eficientă dacă se folosește rugăciunea. În ce caz se poate folosi rugăciunea ca formă de curățare a terapeuților? Întotdeauna. Rugăciunea este o formă de curățare foarte bună. Eu pe terapeut, deci înainte să fac Reiki și alte chestii, am o problemă, că mă preluam foarte multe. Am încercat și masaj osteopat, și masaj, și de toate. Și atunci preiei foarte multe. Și ca să mă pot descărca în momentul în care făceam psihoterapie sau diverse majore de genul ăsta, trebuia să citesc Tricatismul. Tricatismul. Da? Dacă mâncam, legam toată energia negativă în mine. Și atunci citeam Tricatisme imediat după terapie, special ca să mă curăț. Și în momentul respectiv mă curățam. Stăteam frumos în fotoliu. Tricatisme durează cam o jumătate de oră. Și mă curățam. Același lucru, vă spun, îl făcea și Părintele Visarion. Părintele Visarion, după ce termina spovedanile, vedeai cu lumânarea și cu psaltirea în geam, citim psaltirea exact pe locul unde făcuse spovedanie. Și după aia, se ducea unde avea treabă. Mă rog. Se poate ajunge la
se poate ajunge la, se poate ajunge la coborarea lui Dumnezeu în casa celor care se roagă absolut. Deci Dumnezeu se duce oriunde este chemat. Oriunde este. Dumnezeu nu are orgolii. Deci Dumnezeu din când în când coboară pe pământ și din când în când merge prin casa celor curați. Da? Deci, evident, da, se poate întâmpla treaba asta. Să-mi zic eu, noi avem o impresie greșită despre Dumnezeu. Și despre relația Lui cu noi. Dar pot să vă spun că Dumnezeu îi vizitează pe cei pe care îi iubesc. Putem scăpa de duhurile bolilor prin rugăciune și dacă da, prin care? Dar de infecții. Orice rugăciune crește imunitatea. Deci s-a demonstrat treaba asta că rugăciunea poate să crească titlul anticorpilor. Mă rog. Automat rugăciunea crește vibrația corpului, crește vibrația apei din corp. Orice rugăciune schimbă vibrația corpului tău. Evident că pe măsură ce crește vibrația corpului tău, duhurile bolilor nu mai pot să stea. Și atunci pleacă. Plecarea duhului bolilor automat sistează. Deci orice infecție presupune mai întâi un duh, după aia virusii sau bacteria și după aia apare infecția. Automat prin rugăciune pleacă duhul respectiv, deci nu se mai pot dezvolta virusii și bacteriile, deci automat boala dispare. Da? Deci asta este principiul. Cum acționează Tatăl nostru la nivel fizic? Tatăl nostru poate să fie folosit în sensul în care ne dorim noi. Deci dacă poți să spui Tatăl nostru și să-ți deschizi tot centrul energetic, poți să spui Tatăl nostru și să-ți închizi tot centrul energetic. Depinde ce dorești tu. Da? Deci același Tatăl nostru poți să-l folosești și ca să blochezi centrul energetic, ca să nu fie, mă rog, deschiși către energiile care, negative care vin din exterior. Sau poți să... poți să îl folosesc cam să deschid centrii energetici și să curgă lumina în efectul al meu. Am zis că, deci, rugăciunea crește imunitatea. Ce efect are rugăciunea asupra mâncării sale? Păi, s-a demonstrat științific, asta este pentru colegii mei medici, că s-a luat premiul de tras, s-a demonstrat științific că orice cuvânt are efect asupra apei, orice... La fel s-a demonstrat că o rugăciune poate să schimbe structura mâncării. Tot ce binecuvântarea mâncării schimbă structura. Schimbarea structurii mâncării, automat, ajută la schimbarea structurii corpului meu. Deci, orice binecuvântarea mâncării, în perspectivă, schimbă structura corpului meu. Care este importanța Sfintei Liturghii ca o ierarhizare a rugăciunii? Păi, Sfânta Liturghie, deci, în primul rând, să stabilim ce este Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este istoria venirii Mântuitorului. Da? Există un scriitor pe care îl cheamă Sfântul Vasile cel Mare, că unul îl consideră Sfânt și asta e altceva. Poate să fie, poate, mă rog, asta este discutabil. Sfântul Ioan Gură de Aur este alt Sfânt. Fiecare au compus pe aceeași temă, istoria venirii Mântuitorului, câte o operă, câte un poem, câte ce vreți voi, o epopee. Și asta este Sfânta Liturghie. Da? Ea nu este sfântă prin ea însăși. Liturghia. Liturghia este sfântă prin Iisus Hristos. Deci nu liturghia. Liturghia nu înseamnă nimic. Dacă scot pe Iisus Hristos din context și scot tot ce înseamnă Iisus Hristos de acolo, nu mai există. Liturghia este importantă prin Iisus Hristos. Este istoria venirii lui Iisus Hristos. Eu tot am auzit că doar preoții au voie să facă Sfânta Liturghie. Măi să fie, unde să fie? Adică n-am voie să vorbesc despre venirea lui Hristos? Unde să fie treaba? Pe vremuri, Sfânta Liturghie se făcea duminica. Adică, Sfânta, nu exista Sfânta Liturghie a lui, nu mai rog eu cine sunt. Era, fiecare duminică se întâlneau oamenii, rupeau pâinea, întingeau un vin și vorbeau despre Iisus Hristos. Înțelegeți? Ei, în timp s-a diversificat, s-a transformat într-un ritual, dar baza rămâne aceeași. Venirea lui Hristos și Hristos. Deci liturghia înseamnă Hristos. În rest, sunt povești nemuritoare. Și hainele, și preoțești, toate astea sunt povești. Sunt, cum să spun eu, decoruri la un teatru. În care personajul principal și cel mai important este Hristos.
poți să-L ai pe Hristos și fără să ai teatru din spatele Sfintei Liturghii. Și aurăriile, și hainele, și toate astea sunt niște povești de punere în scenă. Dar, în realitate, deci și eu pot să fac o liturghie. Oricine poate să fac o liturghie. Înțelegeți? Deci nu are nicio legătură cu. Este pur și simplu o punere în scenă a venirii în Mântuitorul. Și asta este tot. Și atunci, oricine poate să o citească. Da? Evident că, din punct de vedere energetic, este cea mai importantă. Păi de ce? Pentru că cuprinde tot. Istoria de la momentul în care s-a relevat Sfintei Fecioare că o să vină, deci dinainte, de fapt, pentru că mi sunt preoții rabini care se spună că o să nască prunii Fecioară, după aia Maica Domnului care se spune că, după aia e nașterea Mântuitorului, după aia până la înviere, până la ridicare la cer. Deci toate astea, inclusiv în Faptele Apostolilor, e vorba de Mântuitorul. Și atunci, evident că are vibrația momentului, tuturor momentelor din viața Mântuitorului, până la înviere, până la înălțarea la cer. Ok? Deci, evident că, ca și vibrație, ca și ce vreți voi, complexitatea liturghiei este cea mai complexă rugăciune. Da? Sunt unele rugăciuni mai benefice decât altele? Evident, pentru că sunt psalmi de blestem și sunt rugăciuni de mulțumire. E o diferență. Fiecare rugăciune are BF-ul ei. Împăratul Ceresc este superioară, de exemplu, Tatălui nostru ca vibrație. Aș putea să spun de ce. Da, este. În ce semn ne poate influența citirea psalmului negativ? Din păcate există și psalmi de răzbunare, psalmi de blestem, psalmi de care sunt eficienți. Eu nu sunt de acord cu folosirea lor. Eu mărturisesc că am folosit când am văzut că se încurajă problema, am întors exact la fel. Dar acum sunt pe principiul că mai bine folosești energia asta în sensul tău, în sensul evoluției tale, decât să stai, să te bați cu toți ăștia care citesc psalmul 108. E mai degrabă să iei energia entităților respective, să iei puterea și să evoluezi tu, decât să te zbați, să te bați cu toți ăștia. Care este importanța rugăciunii momentelor de cumpără sau în odură temporală? Păi foarte important. Haideți să vă explic de ce. Să zicem, Argeșan pleacă de la punctul A și trebuie să ajungă la punctul B. Și are de urmat trei căi. Două căi. Una prin C și unul prin D. Da? Și pe calea asta e voia lui Dumnezeu, să zicem, RBD-ul 100 și EBF-ul 20. Și pe calea asta este RBD-ul 0 și EBF-ul minus. Evident că nu pot să mă duc. Dar eu trebuie să mă duc aici. Evident că o să iau pe calea asta. Să zicem aici în Valea Pracova, aici în Valea Ultimii. Bun. Ce fac cu EPF-ul ăsta 20? Pentru că 80 înseamnă că sunt în motiv, înseamnă că clar sunt în celălalt. Și atunci aici apare ceea ce se numește radiestezie optimizare. Optimizarea înseamnă să transform parametrul ăsta într-un sens pozitiv. Și aici intervine rugăciunea. Rugăciune și post negru. În momentul în care fac rugăciune și post negru, pot să schimb acest parametru în sens pozitiv și atunci nu se mai poate întâmpla ceva rău. Vă e clar? Deci, se poate, așa se poate folosi rugăciunea în optimizarea unei acțiuni. Și poți să luăm și pe altcineva să roage pentru tine. O folosire optimă a rugăciunii este Sfânta Liturghie. Să dai Sfintele Liturghii la mănăstiri. În momentul în care dau Sfintele Liturghii la mine în mănăstiri, da? Deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mănăstiri care se roagă pentru mine, lumina asta și-a contribuit la schimbarea acestui EBF-ul. Pentru că de la fiecare rugăciune a unui preot, eu primesc așa. O biluță de lumină care contribuie la beneficitatea vieții mele. De asta
E foarte bine să aveți liturghii date la mănăstiri. Să fiți citiți. Și voi, și neamul, și cum se cheamă, și strămoși, și voștri. Pentru că, automat, noi suntem ajutați și de cei de dincolo, respectiv de cei care au murit. Pentru rugăciunea noastră. Ce rugăciune recomandați celor care sunt dependenți de alcool sau de droguri? Sincer, nu mai aduc aminte. Știu că recomandam una. Acum chiar nu mi-aduc aminte. Există, într-adevăr, o rugăciune, dar chiar nu mi-aduc aminte. Este o rugăciune care apare în Vechiul Testament. Care spune ceva de genul Doamne, Tu care chemi de la moarte la viață. Pare rău. Îmi pare rău, acum nu mi-aduc aminte. Ce părere aveți despre rugăciune? Despre multa rugăciune. Poate determina apariția problemelor și ispitelor? Da. Deci, există chiar spus. Voi, cei care vreți să-i sluziți lui Dumnezeu prin rugăciune, pregătiți-vă de ispita. De ce? Rugăciunea este foarte neplăcută demonului. Și există două ispite ale demonului în ceea ce privește rugăciunea. Una este când începe să-ți rosnească casa, în sensul că să mai spargi o țeavă, îți bubui mașina, te rănești, rovești și îți mai rupe mână, cum a pățit și Părintele Cleopat. Sau a doua, când începe să-ți sperci, trebuie să te rogi mai mult, mai tare, mai puternic, uite ce bun ești, ești cel mai minunat. Da? Da? Și pici în orgoliu. Da? Deci există cele de-a stânga și cele de-a dreapta. Și atunci, eu nu recomand să vă spun eu, rugăciunea asta nelimitată. E bine să-ți faci un ritual al tău, e bine să faci. Eu, la înțelepciunea de acum, cred că evoluția spirituală trebuie făcută cu pași mici. Treptele, eu am sărit. Eu am sărit multe etape și vreau să spun că te costă foarte mult. Și atunci eu, la clipa de față, pe toți elevii mei, îi sfătuiesc să meargă încet. Nu vă grăbește nimeni. Dumnezeu e tot acolo. Și decât să cazi, mai bine mergi încet. Da? Drumul spre Dumnezeu se aseamănă cu mersul pe munte. Pe crestele munților. Este sigur cu pași mici. E periculos când alergi. Și când sari. Și atunci, pași mici. Cum pot fi folosite rugăciunea închiderea și deschiderea chakra? Se pot folosi rugăciunea ca să emit pe alt chakra? Nu, absolut da. Să știți că totul ține de intenție. Dacă am intenția să-mi deschid centrii energetici, îi deschid. Dacă am intenția să-i închid, îi închid. Deci totul ține de intenția mea. Deci rugăciunea nu este decât un... o modalitate prin care eu îmi manifest intenția relativ la propriul meu, la propriile mele câmpuri energetice. Dar nu rugăciunea determină ceva. Adică nu înseamnă că dacă zic Tatăl nostru, automat se închid centri energetici sau se deschid. Ele se deschid firesc pentru că în momentul în care te conectezi la Tatăl, e firesc, te conectezi la Lumină. Dar dacă eu folosesc intenția ca să le închid, le închid. Cum poate fi folosită rugăciunea ca protecție? Foarte simplu. Tot prin vizualizare. Da? Orice rugăciune presupune folosirea unei energii, da? Și primirea unei energii. E automat. De exemplu, psalmii conectează la arhanghel. Da? Și automat, de exemplu, pot să... eu pot să spun că înainte să găsesc reichiu, ca să mă încarc din punct de vedere energetic, aveam nevoie ca să mă încarc de trei catizme. Și asta presupune tot. Când vorbim de protecție, sabie, etc. Automat. O cartismă poate să producă un cilindru de lumină. Vă dați seama că trei produc trei cilindri de lumină. Iar nouă produc nouă. Da? Evident că nu poți să stai tot timpul un cilindru de lumină ca să fie inexpugnabil. Stau ca într-o cetate. Da, da. Nu mai relaționez cu nimeni, că stau. Da, stau singur acolo, în turn.
că nu mai am nicio treabă cu nimeni și nu mă mai înțeleg cu nimeni. Poți opri pe cineva să te scoată din trup? Absolut, da. Prin rugăciune. Rugăciunea crește câmpul de protecție, deci automat crezând câmpul de protecție, nu mai poate orice ăsta care știe ceva să te scoată din trup sau să se tragă din câmp. Trebuie să ai acceptul preotului ca să citești saltirea sau oricine o poate citi. Dom'le, saltirea e făcută de oameni. Nici măcar nu erau preoți care au făcut. Cei care au scris saltirea, psalmii. În prima oară nici nu erau preoți unii dintre ei. Da? Bun. Și atunci problema nu este de citit, ci de credința din tine. Bunica mea avea 90 de ani și o citea pe toată într-o noapte. Și-a prindea baba o lumânare în farfurie, o țin minte și acum, și s-a așezat în genunchi și citea toată saltirea. Eu dormeam și eu citea pe toată. Și n-am. Mai întropăia, zicea. Zic, mă, bunică, dar nu ți-e frică? Nu. Zice, mai întropăia prin pod, da? Nu mă deranjează. Nu trebuie să-ți fie frică. A, dacă ți-e frică, stai cu mine în banca ta și uită-te la... Eu știu ce... Dragoste de nu știu ce. Există momente mai pienice pentru rugăciune sau putem face în orice moment și orice situație? Evident că dacă e o situație specială, mă rog! Dacă e ceva, o problemă, mă rog! Dacă este... mi se închide ușa, mă rog, spun ușa milostivii, da? Evident că există momente speciale. Momentele speciale, de exemplu, rugăciunea la miezul nopții. Rugăciunea la miezul nopții este socotită rugăciunea de aur. De ce? Pentru că în opoziție cu întunericul, rugăciunea de la miezul nopții se transformă în aur spiritual. De-aia se spune aur spiritual. Rugăciunea de la miezul nopții, postul negru, se duc la formarea aurului spiritual. Aurul ăsta spiritual se plătește la vân. Aurul ăsta spiritual se plătește, apropo de Sfântul Vasile cel Mare și cu cu vioasa. Nu mai știu cum e. Mă rog, când i-a plătit trecerea la vân. Da? Deci se folosește acolo. Aurul ăsta spiritual se folosește ca să-i răscumperi pe alții. Să plătești pentru păcatele sau pentru boile. Evident că rugăciunea de la miezul nopții este mai benefică și mai vindecătoare decât cea din timpul zilei. Oricine poate să facă rugăciunea de la miezul nopții. Evident. Oricine îl iubește pe Dumnezeu. Ce efect ar putea avea liturghia de la miezul nopții și cine ar putea să facă? Numai oricine poate să facă. Repet, liturghia de la miezul nopții poate să facă oricine crede în Dumnezeu. Rugăciunea de la miez, eu zic că liturghia este cea mai frumoasă jertfă pe care poți să o faci lui Dumnezeu. Da? Și atunci poți să se aprinzi foarte frumos rămâna, vrei să citești liturghia de la miezul nopții. Nu se supără Dumnezeu pentru asta și nici măcar Hristos. Da? Deci ori de câte ori aveți de probleme, puteți să citiți liturghia de la miezul nopții. Sau puteți să vă puneți, că există acum liturghia bizantină și mai știu ce, sunt liturghiile pe CD-uri. Și să o urmăriți pe carte. Da? E mai frumos și mai ușor. Dar asta depinde de voi. Eu recomand, da? Ca și formă de curățare. Pune, domnule, liturghia, că există acum pe YouTube. Da? Și urmărește-o că există de cumpărat liturghia cu Sfântul Ioan Gură de Aur. Și urmărești și o citești. Ce ai făcut? Ce mai lucru ai făcut? Adică a avut femeia voie să atingă de Hristos și eu n-am voie să citesc liturghie. Fă-s-i. Nu vă mai luați. Și nu mai luați ca pelicani, domnule. Nu încercați să și gândiți. Poți să te rogi când faci dragoste? Asta e da întrebare. Dom'le, știți, noi am fost învățați că sexul, dragostea, este un lucru păcătos. Fals. Sexul este îngăduit, inventat de Dumnezeu. Dragostea este, poate fi făcută în Dumnezeu. O să caut acum, că n-am citatele biblice, dar am o carte care mă așteaptă de foarte mult timp și o să o citesc. Și o să vin cu argumente teologice. Din perspectiva mea, Dumnezeu nu ești niciodată în afară de Dumnezeu și e foarte important să faci dragoste în Dumnezeu. Și nu cred că Dumnezeu are ceva împotrivă. Da? Deci, cred că este absolut și foarte frumos să te rogi când faci dragoste.
Și e foarte frumos să te rogi când mănânci, când faci orice. Pentru că Dumnezeu este în toate activitățile noastre. Care este importanța rugăciunii colective? Evident! E așa. Ăsta e un om, da? Ăsta e un alt om. Ăsta e un alt om. Și ăsta e un alt om. Și ăsta e un alt om, da? Și aici e Dumnezeu. Credeți că este importantă? Rugăciunea colectivă? Are altă putere? Are altă penetrare? Are altă deschidere? Crezi că poarta care se deschide pentru mai mulți e mai mare sau mai mică? Evident, da. Și întotdeauna rugăciunea colectivă va fi mai puternică. Nu spune Mântuitorul așa? Când doi vorbesc despre mine, voi fi și eu cu ei. Nu spune Mântuitorul când doi se roagă în numele... Deci că dacă te rogi doi, vei primi acel lucru. Da? Și totdeauna rugăciunea colectivă este mai importantă. Ok. Când și cum avem voie să rugăm pentru alții? Aveți voie să rugați pentru alții oricând. Un singur amendament. E foarte important cantitatea și calitatea rugăciunii pe care o faceți pentru alții. Pentru că dacă eu mă apuc să citesc Satirea pentru cineva, e clar, o să capăt ispita răului care vine pe acel cineva. Deci, în momentul în care te rogi pentru alții, automat vine răul lor peste tine. Dacă te rogi mult, nu este să mă rog, știi, Doamne, te rog frumos să ai grijă și de asta. Și alta este să citesc Satirea pentru un om. Da? Nu e treaba voastră. Deci, de obicei, treaba ca să se roage pentru lume, este treaba călugurilor. Asta e menirea lor, să roage pentru lume. Dar dacă vreți să vă asumați să fiți dintre cei care poartă poverile celor slabi, trebuie să vă asumați partea negativă a lucrurilor. Adică în momentul în care mă rog pentru cineva, în momentul respectiv, automat vine răul lui peste mine. Și asta trebuie să știți. Indiferent că e copilul meu, că e, cum mai zic părinții, Doamne, decât să cadă pe copilul meu, mai bine să cadă pe mine. Tata, el nu-și mai ia lecție și atunci tu plătești. El trebuie să-și ia și el lecție, dar pot să iau o parte, dar nu tot. Pentru că el nu înțelege. Nu înțelege lumea asta. Dacă el nu trece și prin anumite probleme. Putem să ne rugăm pentru alții dacă nu ne cer? Absolut da. Pot să mă rog pentru alții. Nu-i încalcă niciun fel de liber arbitru. Pot să zic, Doamne, uite, aș vrea pentru ăsta. Pot. Evident. Atâta timp cât nu-mi fac nimic, cunoaștere, nu e nicio problemă. Ca și copiii lui Dumnezeu putem cere orice? Absolut da. Trebuie să le cereți absolut orice. Orice vă este îngăduit, dar nu orice vă este de folos. Orice vă este îngăduit, dar nu orice zidește. Spune Apostolul Pavel, parcă. Și atunci, puteți să vorbească pentru de orice. Eu sunt pe următorul principiu. Decât să fii frustrat toată viața că n-ai avut, eu știu ce, barcă cu motor sau rochie, Versace sau... Ia-ți, frate, și o să vezi că nu ești nici mai deștept, nici mai frumos. O să o ai și o să o ai acolo. Că nu să, cine știe că nu să ai timp să o pozești. Dar ia-ți-o. Decât să ai frustrarea că n-ai avut sau că n-ai făcut un lucru, mai bine fă-l. Deci, din punctul de vedere, am avut un profesor foarte bun. Și ăsta spunea, ăsta ne spunea, când eram în liceu, bă, decât să-ți pară rău că ai făcut un lucru, mai bine decât să-ți pară rău că n-ai făcut un lucru, mai bine să-ți pară rău că l-ai făcut. Deci, cel puțin ai experiența acelui lucru. Așa, dacă îți pară rău că nu ai făcut, oricum vei fi condamnat. Asta vă adaug eu. Nu ai făcut. Și îți pare rău că nu l-ai făcut, o să fii condamnat să te întorci pe pământ să-l faci ca să vezi că nu merită. Dacă nu ai conștiința faptului că nu merită și ți l-ai dorit, te întorci să-l faci din nou. Ce efect au rugăciunea spuse de părinți pentru copii și invers? Foarte mare. Foarte mare. Tocmai pentru că între părinți și copii există doamna Genă, și că ADN-ul ăsta are catenele alea și că automat suntem conectați cu părinții noștri prin intermediul ADN-ului și cromozomilor și ce e pe acolo, automat
noi, deci informația asta se trimite mult mai ușor la părinții noștri și la copiii noștri. Și atunci, orice rugăciune a copiilor afectează părinții și orice rugăciune a părinților afectează, adică, în sens pozitiv, copiii. Și de asta e bine să ai binecuvântarea părinților și rugăciunea părinților. Să roage părinții pentru tine. Decât să te blesteme, mai bine să roage pentru tine. Adică trebuie să ajungi... Bine, sunt și părinți care sunt cu cap. Corect. Dar nu toți. Da? Și atunci, e mai bine să ajungi la nivelul la care să te înțelegi cu părinții tăi și ei să te ajute în planul tău. Pentru că dacă sunt împotrivă, e dezastru. E dezastru, dărâmă tot. Că părinții tăi zici, vreau să fac și asta. E, fă după aceea asta. Nu ești bun de nimic. Ți-a încheiat. Deci ți-a tăiat măcarona. Te zbați după aia ca un câine, ca un pește pe uscat, să faci un lucru pentru că părintele nu crede în tine. E ca și cum o parte din tine ți se opune. Și atunci e foarte importantă rugăciunea și încrederea părinților în tine. Foarte, foarte important. Da? Îi putem ajuta pe cei care nu mai sunt printre noi prin rugăciune? Absolut, da. Jertfa de rugăciune se pune inclusiv pentru ceilalți. Am întâlnit un caz, o femeie, fratele era fusese alcoolic și asta era un foarte bun mediu și îl ghisa tot timpul. Și o ducea să viziteze raiul. Și la un moment dat o întreabă, zice, tipul la beție s-a sinucis. S-a spânzurat, l-au găsit spânzurat. Bine, nu știu dacă, dacă s-a spânzurat singur sau l-au găsit spânzurat. Cert este că ea visa. Se trezea cu el lângă pat și îi spunea, dă-mi și mie de pomană, plapă-mă că mi-e frig. Și la un moment dat, după ce i-a dat ceva de voi, hai cu mine să-ți arăt lumea. Și o lua și arăta cum e lumea dincolo. Și la un moment dat l-a întrebat, zice, bine, zice, dar tu te-ai sinucis. Cum de nu ești în ea? Și el i-a zis, zice, rugăciunea ta mă ține în afară. N-au voie să apropie de mine, că tu te rogi pentru mine. Și n-are voie rău să apropie de el. Deci rugăciunea oamenilor de pe pământ pot să scoate sufletul din ea. Atât e de important. Atâta putere are. Deci rugăciunea ta poate să țină un om să nu fie dus în ea. Indiferent ce a avut. Chiar dacă s-a sinucis. Asta vă... Acum pot să... Înainte nu știam cum e sigur. Acum vă spun sigur. Rugăciunea oamenilor poate să scoate din ea, inclusiv oamenii care s-au sinucis. Da? Țineți minte treaba asta. Lăsați ce vi se spune pe la alte părți. Nu. Orice rugăciune făcută din suflet, că este evident. Haideți să vă spun ceva. Pentru morți. Sunt foarte important stâlpii, de exemplu. Stâlpii sunt niște rugăciuni care se fac pentru, de către preoți la mormântare. Dar să nu crezi că trebuie să-i citească neapărat preoți. Sunt Evangheliile Învierii. Sunt nouă parcă Evanghelia de Învierii care se citesc la stâlpi ca să treacă mortul prin etapa aia. Dar să știți că poate să le citească oricine. Că sunt din Evanghelie. Adică sunt din faptele Mântuitorului. N-au treabă cu Ortodoxia și cu... Ortodoxia și-a asumat niște chestii. Dar n-au treabă cu Ortodoxia. Sunt aia lui Hristos. Evangheliile. Da? Deci puteți să citiți stâlpii. Se găsesc în mult fel, că mi se pare că și în Aghiazma, da? Și atunci celor care sunt morți se pot citi stâlpii. Da? Așa se muresc. Deci astea sunt cele mai bune rugăciuni pentru cei care au murit. Ideal, stâlpii, saltire, se pot citi, deci, mă rog, se pot citi psari sau catisme. Hai că o scriu frumos. Sau, mă rog, ca să nu se supere, Evangheliile. Care sunt efectele rugăciunii pentru curățarea spațiilor? Există rugăciuni speciale de curățarea spațiilor. Da? Sunt rugăciuni la lucruri spate de farmace care pot să le facă preoții. Dar nici măcar asta nu sunt. Să știți că eu la un moment dat am citit nu prea aveam eu încredere în treaba asta. Am făcut scrimetul ăla și totul s-a curățat așa.
Mi-a venit un prieten care e preot și care nu citește Ermolifte sau nu știu ce. Dom'le, dar când se roagă omul ăsta și se dă drumul la lumină, Dom'le, se topește tot așa. Deci toate bule. Deci erau niște chestii pe care n-am putut să le închilez. Doamne, Doamne, știi, te mai zmerește din când în când. Doamne, și când a venit Taica Popa, că eram supărat că el nu vrea să învețe ce știu eu. Și când a venit Taica Popa și a început să facă rugăciune cu Ron și cu Țârcovicului sau ce era, și a deschis la Duhul Sfânt și a venit lumină, a topit tot. Tuf! Deci simplu față Duhul Sfânt are această capacitate de a curăța. Rugăciunea conectează la Duhul Sfânt. Când vine Duhul Sfânt pentru meritele unui om, Doamne, topește tot. Și de nu fuge. Deci asta este efectul rugăciunii la curățare. De multe ori, cum să spun eu, nu trebuie să dai tot din mânuțe să curiezi pe cineva. E destul să te rogi, să spui. De exemplu, în Psalmul 50. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Păi, în momentul în care dă drumul, Doamne, Doamne, la isop din cer, s-a încheiat. Să duce tot de pe tine. Mai să ai credința asta și cunoașterea asta. Cum știi dacă avem voie să curățăm în spațiu? Păi, nu știu dacă am voie să curăț în spațiu, dar știu că pot să mă rog. Da? Sunt spații mântuite, sunt spații unde sunt duhuri care au rămas prins între dimensiuni. Dar pot să mă rog. Și dacă mă rog, se deschid cerul. Și dacă se deschid cerul, vine entitatea. Și dacă vine entitatea. Știu ele ce au de făcut. Nu trebuie neapărat. Evident că dacă fac razistizie, știu. Am voie să-l curăț, n-am voie să-l curăț. Ce să fac cu entitățile care sunt prinse acolo, între dimensiuni? Dar până acolo, e destul să mă rog. Cum poate rugăciunea să deschide mintea pentru o decizie corectă? E foarte ușor. Momentul în care mă rog, și la sfârșit adaug, Doamne, nu știu cum e mai bine. Facă-se voia ta. Atunci îți dă Dumnezeu minte gândul cel bun, pentru că te-ai smerit. Rugăciunea este o formă de smerire. Mă smeresc. Eu nu pot. Doamne, nu mai știu. Chiar nu mai știu ce să fac în cazul ăsta. Te rog, fă tu. Și asta e o formă de smerire. Evident că Dumnezeu nu vrea să te facă. Deci, știți, câteodată nu știu care este limita asta. Limita milogului și limita celui care face. Dar cred că trebuie să îmbin rugăciunea cu ceea ce faci. Tu faci ce crezi și te rogi. Doamne, te rog la Dumnezeu să te lumineze. Și tu faci până la urmă ce te duce pe tine mintea. Că, cum să spun eu, nici nu cred că trebuie să stai să spice din cer, dar nici nu cred că trebuie să determin absolut orice. Și atunci cred că trebuie să existe un echilibru între a accepta, aștept, stau pe bloc să aștept să facă vreo Dumnezeu să ce. E ca Gheorghe, cu bărcile. Stau pe casă. Nu că hai că să te rog, știți? Faza cu Gheorghe care la inundație. Gheorghe la inundație pe casă, da? Și s-a rugat Dumnezeu, Doamne ajută-mă! Și vine unul, hai Gheorghe cu noi cu barca. Nu, că eu mă rog la Dumnezeu. Mai vine unul, hai Gheorghe cu noi. Nu, că eu mă rog, mă ajută Dumnezeu. Și mai bine și a treia barca. Hai Gheorghe cu noi. Nu, că eu mă rog la Dumnezeu. Și a murit în necat. Și ajunge Dumnezeu. Și vine Doamne, m-a rugat să mă ajut. Băi Gheorghe, ți-am trimis trei bărci. Așa și noi. Dacă tu nu știi să vezi oportunitățile, mai mult de atât ce vrei să-ți bage, Doamne, Doamne, degetul noi, uite, Argeșanu trebuie să faci așa, așa. Când te duce mintea, ca pe Gheorghe. Stai acolo, pe coama casei, să-ți vină cu elicopter, nu cu barca. Deci, te rogi. Eu, de exemplu, aveam un stil mai demult. Fie mă duceam la Sfinți și puneam capul pe moaște, ca să-mi dea ideea cea bună, fie citeam trei catisme. Sau, nu, pe vremea aia citeam 9 catisme la miezul nopții. Durează o oră jumate și a doua zi mă trezeam cu ideea corectă în cap. Fie ții poz negru 3 zile. Depinde cât de important. Poz negru 3 zile? E mai greu. Da? Dar se poate ține. Care este efectul lumânărilor aprinse în timpul rugăciunii? Foarte importantă. Foarte importantă. Și mă bucur de întrebarea asta. De ce? Lumânările amplifică energia pe care o trimite la Dumnezeu. Lumânarea e singura lumină pe care noi o putem trimite către Dumnezeu în afară de rugăciune. În rest, pauză. Lasă, să-i trimit. Lumânarea.
Și atunci, în momentul în care eu mă rog și aprind lumânări, automat se amplifică rugăciunea mea. De asta e important chiar și câte lumânări aprind. Eu vă sfătuiesc să aprindeți 9 lumânări. Pentru fiecare ceată de înger câte ori. Și în momentul în care aprind 9 lumânări, automat ce deschid? Către fiecare am cu o lumină care. Da? 9 lumânări aprinse. Și automat se amplifică rugăciunea mea. Da? Bine, acum nu să stai să aprinzi tot timpul 9 lumânări, da? În momentul în care te roade și ai nevoie de ceva, roagă-te, frate. Rugăciunea spusă într-o biserică are efect mai mare decât ce a spus acasă. Dom'le, vreau să spun ceva. Și mi-am însușit critica. Dom'le, am avut un rally îngrozitor de greu. Da? Și asta pentru că multă lume mă iubește. Și știți cum e? Mă iubește și e moarte după mine. Și din cauza asta, Dom'le, am avut. Dar am avut și o revelație. Deci am cu copilotul meu pe lângă o biserică, care nu era ortodoxă. Și copilotul meu din... El se închină. Și m-am închinat și eu. Dom'le, și mă trezesc. Că vine un înger peste mașină. La ultima probă, eram în Valdea. Și vine un înger peste mașină și zice... Am venit să vă ajut. Da, de ce? Că zice, voi sunteți bunuți. Bun. Și vreau să că eu m-am cam certat cu chestia cu biserica, cu că ar trebui să facă biserici din oameni, etc. Dom'le, orice biserică, să zicem că asta e o biserică, nu știu să desenez o biserică. Mă rog, o biserică e sub formă de trifoi, da? Da, hai să o facem din... Cam cum putem să o facem din... Din să zicem că aici e altarul. Deci cam așa ar trebui să fie. Mă rog. Și aici mai are o turlă, și aici încă o turlă, și aici o cruce. E, mă rog, faceți voi faceți un efort de imaginație. Asta e biserică ortodoxă, că e în formă de trifoi. Îmi cer scuze. Nu e intenția mea. Bun? Bun. Dom'le, orice biserică are un înger. Personal. Îngerii bisericii respective. Și îngerul bisericii respective... Da? Are putere în funcție de slujbele care se fac acolo. Da? Ei, vreau să vă spun ceva. În momentul în care te duci la o anumită biserică, tu ești ajutat de îngerii bisericii respective. Și atunci, e foarte important, inclusiv să te închini. Eu nu sunt ultra-ortodox și de orice pot să fiu bănuit, dar nu de asta. Deci, de ori de câte ori te închini în fața unei biserici, vă repet, biserica la care m-am închinat, nu era ortodoxă, era, cred că era catolică. Că n-am cazul, dar am văzut cu coata ochiului când treceam cu mașina de curs, vă dați seama. Și am închinat și puf, m-am trezit cu îngerașul pe mașină. Și adevărul că ne-a ținut în brațe. Că altfel eram... Ei, în momentul ăla, în momentul în care te închini, pentru faptul că te închin la lucrul respectiv, capătă și el putere, dar capăți și tu ajutor. Și atunci, orice rugăciune pe care o faci în biserică, automat îți crește și puterea ta, și puterea vințului ăsta, al bisericii, care, la rândul lui, îi ajută pe enoriași. Deci, cu cât o biserică are mai mulți enoriași, cu atât îngerul ăsta este mai puternic. Evident că e Duhul locului. Pe același principiu, eu să vă zic eu, și o școală de terapie. O școală de terapie are un spirit, are un duh al lui. Da? Duhul ăsta este în funcție de faptele celor care lucrează acolo. Și energia lor. Așa e și aici, la biserică. Evident că o biserică, cu cât are mai mulți enoriași, cu cât are cor, cu cât are țărcovni, cu cât are mai mulți preoți, va fi un înger mai puternic. Da? Și atunci, sfatul meu, închinați-vă. Când treceți pe lângă o biserică, că vă ajută. Ce efect are rugăciunea către anumite proiecte de viitor? Păi, se spune așa. Dezvăluie Lui Dumnezeu calea ta și El o va împlini. Deci eu pot să-i spun Dumnezeu, Doamne, uite, eu aș vrea să fac asta, asta, asta. Eu să gândesc. Băi, e bine pentru dragoste? Dacă e bine, facem așa. Da, adică spuneți Lui Dumnezeu, Doamne, mi-ar place să fac asta. Bă, dar dacă nu-ți place nimic, cum să-ți dea ceva?
Doamne, știi, mi-ar place să fac aia. Perfect. Ok. Îți spune eventual. Îți arată. Bă, Dragoșe, la un moment dat vreau să fac, să am un restaurant. Eu n-am timp să gătesc, da? Și am un amic care, la un moment dat, a început tot așa, era tot timpul plecat, și își face cu soția lui un restaurant, ca o afacere de familie. Bine, în Buricul Târgului, în Timișoara. Și de la afacere de familie ajunge un restaurant super cunoscut și mai știu eu ce. Și am zis, hai să iau și modelul ăla. Dacă, că el a început de la ideea că murea copilul de foame și a zis, măcar iau un bucătar care să știe că are copilul ceva de mâncat, că sunt ăștia plecați după marfă, pe unde plecau ei. Și zic, bă, zic, dacă eu tot sunt tot așa plecat și la mine frigiderul lui Volcă, așa, zic, bă, îmi fac un restaurant și cum sunt eu plecat, cum mă întorc, mănânc și eu o ciorbă caldă. Și încep să-mi vină patronul de restaurant cu probleme lor, cu furturi, cu bucătari fugiți înainte de nuntă, cu... Deci cu toate norocile. Și am zis, nu cred că rezist, mi-a trecut dorința de a avea un restaurant. Da, Dumnezeu care e trecut și care are grijă de mine, m-a făcut să mă opt într-un bloc care are restaurant. Deci, tot aia, până la urmă. Bun. Cam atât despre rugăciune. Apropo de închinat. Nu toată lumea se închină. Da? Nu toți sunt de acord cu închinăciunea. Asta este la liber arbitru. Că ești ortodox, că ești catolică. Nu toate riturile creștine sunt de acord cu închinăciunea. Dar eu vă spun că are o valoare spirituală și are o valoare care este bună. Asta este, mă rog, din studiile mele și ale altora. Ce pot să vă spun eu? În final, rugați-vă. Rugați-vă neîncetat. Învățați niște rugăciuni care să le știți pe din afară. Și rugăciunile care le-am pus în protecția sunt special pentru că te ajută și dincolo. Sunt rugăciuni care deschid porțile cerului, cum e ușa milostivirii. Ușa milostivirii deschide toate porțile cerului, da? Și toate astea vă ajută. O să vă ajute și acum și pe partea elaltă. Așa că, din perspectiva mea și a cunoașterii mele până la acest moment, rugăciunea este unul dintre cei mai importanți factori în evoluția spirituală și în relația cu Dumnezeu și cu entitățile cerului. Ce să vă zic? Vă doresc o seară plăcută și nu uitați să faceți o rugăciune.